Vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, rămâne în penitenciar. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, i-au prelungit cu 20 de zile mandatul de arestare. Avocații au declarat că vor contesta decizia la Curtea de Apel, iar parlamentarul susține că dosarul său este cusut cu ață albă la indicația președintelui Maia Sandu. Și de această dată, câteva sute de membri și simpatizanți au venit să o susțină pe Tauber, cerând eliberarea ei. Ședința în dosarul Marinei Tauber a început la ora 10:30. Avocații săi au cerut revocarea arestului și aplicarea unei măsuri non-privative de libertate, iar procurorii prelungirea acestuia. După o zi întreagă de examinare a solicitărilor părților, magistrații au decis ca mandatul de arest al Marinei Tauber să fie prelungit cu 20 de zile. Decizia a fost pronunțată la ora 17:30. Mandatul de arest a fost prelungit cu 20 de zile în penitenciarul numărul 13. Este o decizie, desigur, că neașteptată. Este foarte clar că este un șantaj personal din partea Maiei Sandu, care este adresat liderului nostru, domnului Ilan Șor, ca noi să oprim proteste, ca noi să oprim critici în adresa guvernării. Noi în continuare o să luptăm. Nici eu, nici Partidul Politic Șor nu suntem vinovați în ceea ce ni se incriminează. Este un dosar care este cusut cu ața albă. Se vede că în grabă. Avocații politicianului au declarat că vor contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău, precizând că procurorii nu au prezentat probe noi. Alegațiile invocate de către acuzatorul de stat în demersul său sunt nefondate, ca esență este o narațiune a unor evenimente fără legătură de cauză-efect. Este un dosar politic cu represalii politice și Marina Tauber poate primi calificativul de deținut politic în baza acestui dosar. Sperăm că, contestând la Curtea de Apel, vom obține o soluție justă pe cauza dată. Consilierul pe comunicare al șefului statului, Sorin Aștefârță, ne-a spus că se află într-o deplasare la Bălți și nu comentează declarațiile. Procurorul responsabil pentru comunicarea cu mass media, Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, nu a răspuns la telefon și nici la mesaje pentru o reacție. Pe tot parcursul zilei, câteva sute de membri și simpatizanți ai partidului Șor au venit să o susțină pe Marina Tauber, cerând eliberarea sa. Cu pancarte în mâini, oamenii au cerut libertate parlamentarului și o justiție corectă. Este singura persoană care merită respect și încredere în Marina Tauber. Eu văd toată populația țării noastre. Ea nu este vinovată de nimic, înțelegeți? Nu este vinovată. Având în vedere că deja de două ori pe numele său a fost întocmit dosar, iar ulterior acestea au fost închise și ea nu a fost trasă la răspundere, asta vorbește despre a treia încercare pentru a lovi în opoziție. Apărătorii Marinei Tauber au cerut ca ședințele de judecată în dosarul clientei sale să fie publice. Solicitarea însă a fost respinsă. Totodată, avocații, dar și deputații partidului Șor și cei din PCRM au prezentat garanții personale că Marina Tauber nu se va eschiva de la urmărirea penală. Acum, de curs, noi o să vedem la pronunțarea la 5:20. Eu sunt sigură că adevărul va triumfa. Așa și mă întreb pentru ce am stat 30 de zile în penitenciară. Între timp, apărătorii săi au cerut ca ședințele de judecată în dosarul deputatului să fie publice. Solicitarea părerii vine în contextul că este o practică a Curții Europene. Ședințele de rezonanță pe aplicarea măsurilor preventive urmează să fie publice. Și Marina Tauber a declarat că își dorește ca ușile sălii de ședințe, când sunt audieri pe marginea dosarului său, să fie deschise, pentru că, spune ea, nu are nimic de ascuns. Deputații partidului Șor au reiterat că colega lor nu s-a ascuns niciodată de justiție și a cooperat întotdeauna cu ancheta. Dacă ea a comis o crimă, trebuie ca aceasta să fie demonstrată, dar chiar dacă ea ar fi comis asta, cum spun procurorii, nu este o crimă pentru a o izola de societate.
Între timp, activistul civic Veaceslav Valco, care s-a declarat organizatorul concertului din 19 iunie, a fost audiat în calitate de martor. Acesta a fost chemat să se prezinte în fața magistraților la cererea avocaților lui Tauber. Sunt surprins că procurorii nu m-au chemat la procuratură să depun mărturie și nici astăzi procurorul nu este foarte bucuros să mă vadă, a declarat acesta pentru presă. Procurorul pe caz a evitat să vorbească cu jurnaliștii. Potrivit organizatorilor la protest, în susținerea Marinei Tauber ar fi venit până la 1000 de persoane. Poliția însă susține că ar fi vorba în jur de 800 de oameni. Marina Tauber a fost reținută în 21 iulie după ce a fost lipsită de imunitate parlamentară pentru a fi cercetată penal în două capete de acuzare, în care este suspectată de falsificarea raportului privind gestionarea financiară a partidului Șor pentru primul semestru al acestui an și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Tauber susține că este nevinovată, ea califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de către reprezentanții guvernării. Procuratura Generală a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legislația, fără a admite careva influențe necorespunzătoare în activitatea acestora. Actul de justiție se face în sălile de judecată, unde judecătorii vor supune verificării legalitatea tuturor actelor și acțiunile procurorilor, ci nu în dezbaterile care au loc în platourile de televiziune, rețelele de socializare sau în cadrul unor proteste, subiecții cărora nu sunt familiarizați cu probatoriul de care dispun procurorii. Prin urmare, conchidem că procurorii nu se vor lăsa atrași în aceste dezbateri publice, deoarece dezbaterile judiciare urmează să aibă loc doar în sălile de judecată, ne-a scris anterior într-un mesaj procurorul responsabil pentru comunicarea cu mass media din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Kerpec. Recent, președintele Maia Sandu a declarat că Marinei Tauber este mai ușor să se victimizeze decât să explice din ce banii se finanțează partidul. Singura mea dorință este ca această anchetă să fie corectă, transparentă, să nu trezească semne de întrebare, a precizat șeful statului. Să spună să